încercat cele mai noi dulciuri din România, din America, pentru că s-a deschis un magazin sub 179 care importă dulciuri Pickle. Din America în România. Avem această sticlă de prime exclusivă Globeri, am înțeles că e cea mai rară și e băută tot aproape. Arsenal. Da, e băută aproape toată pentru că am gustat multe din astea și s-a oprit filmarea. Bă, dar nu trebuia să sune, să facă. Ba da, mă, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Da, ai, mai mâncăm o dată, mai murim. Mai mâncăm o dată, sunt foarte multe chestii picante aici, să știți, și mă doare capul rău de tot la cât am mâncat și a doua oară când mănânc, deci mă chinui să fac clipul ăsta, apăsați butonul de like și abonați-vă neapărat. O să începem cu sticla asta de prime. Da, o să începem cu asta și o să terminăm cu asta. Încă nu știm gustul asta. Asta încă e un mister, sincer. Vedeți că e castravetele ăsta deschis și majoritatea pungilor, dar sunt foarte multe pe care nu le-am deschis încă. Ok, am apucat să filmăm 10 minute. Mamă, m-am lovit când am deschis sticla asta. Ia, gustă, dă-mi și mie să gust. Eu deja am gustat, l-a gustat și el și nu o să vă mințim. Gustul mi se pare unul bun. E foarte bun. Prima dată i-am dat 7, dar după ce am mâncat picant i-am dat 10 pentru că e magic. Bă, ne-a salvat vere, bă, bune, e foarte bun ăsta. Bun. Ce n-ai bani făcut, mă? M-am lovit. Hai să păstrăm pop tarts pentru mai târziu, că ai văzut ce am pățit mai devreme. Noi am mâncat pop tarts la început, care sunt dulci. Și mai târziu am mâncat doar picant și ne-au omorât. A fost foarte greu. Bun, fii atent, hai să ne băgăm puțin repede în ele. Fii atent, hai să începem cu pufuleții care ne-au omorât, cu ăștia picanți. Ca după să ne dăm cu ciocolată sau cu ceva, ok? Ăștia sunt pufuleți picanți. Cred că sunt cei mai picanți pufuleți, stai. După ăștia. Nu, da, după ăștia. Ăștia sunt cu cel mai picant ardei iute din lume, cu Carolina Reaper. Dacă ați mâncat vreodată sau dacă ați făcut challenge-ul cu cei mai picanți noodles din lume, efectiv, ăsta e gustul acestor pufuleți. Ia știu, frate, unul mai devreme ne-au omorât pufuleții ăștia. Eu nu suport, doi. Frate, nu suport să mănânc picant. Mă doare capul dacă mănânc picant. Ah. Și ți-a adus aminte de gust. Da, tare doar ne era. Bă, sunt bun, mă, sunt bun rău. Da, mă, sunt bun rău la gust, dar te pișcă de te pișc pe tine. Te pișcă de mori. Da. Nota 7. Eu nu mai pun gura pe ea. Da, nici eu nu mai vreau. Ce o dau nota 7 le dau. Fii atent. Ai să același timp te verișești. Suntem gemeni. Hai zi acolo. Fii atent. La final facem piatră tie foarte că și cine pierde trebuie să mănânce 3 de aia. Nu vrei de ăștia cu Carolina Reaper care cred că sunt mai răi? Bă, tu vrei să mă bagi în groapă? Da. Haide, fii atent. Nu vrei să dăm cu pickles-ul ăsta dacă tot e desfăcut? Da, am apucat să luăm o gură și după aia am văzut că s-a oprit filmarea și am înnebunit. Și nici nu s-a salvat filmarea veche, sper că poți să recuperezi. Sincer, să știți că e foarte bine într-un fel că s-a oprit filmarea pentru că acum gustăm și noi ca lumea. După ce s-au mai liniștit papilele gustative, un pic. Da, cumva da, dar vezi că le luăm gen tot pe astea pe care le-am gustat primele. Mă rog, ia bagă. Hai. Frate, uite, asta e gura pe care am luat-o și după aia am realizat că s-a oprit camera. Ăsta e un castravete de la Murat, dar gen e picant, asta voiam să vă arăt, scrie Hot Mama sau ceva, ia. Bă, m-au luat rău aia. M-au luat rău aia, iară. Hai să încercăm Takis ăștia. Takis i-am văzut în România și sunt foarte popular, dar aroma asta n-am văzut. Bine, nu am mâncat eu Takis, de fapt. Bă, da, e boală pe mine. Takis. Luăm o mică pauză de la dulciuri pentru că vreau să vă zic de Nvidia GeForce Now, cum am zis în ultimele 3 clipuri pe care le-am postat. Deja băieții ne-au așteptat foarte mulți. Banii pe care îi primim de la ei o să intre cu siguranță în pisicuță. Adică în mașina mea pe care vă dau vă lua 500.000 de abonați, nu uita. Hai să vă zic de Nvidia GeForce Now. Ei bine, dacă vrei pe cartoful tău de calculator, dacă ai un cartof de calculator, să te joci ultimele jocuri apărute, cum ar fi Cyberpunk 2077, Fortnite, Valorant, CSGO și multe alte jocuri, trebuie neapărat să încerci Nvidia GeForce Now, pentru că are 3 abonamente, unul gratis în care poți să te joci câte o sesiune de o oră și după aia să reintri pe aplicație, să dai start iar la un joc, iar te joci o oră și te scoate și faci asta la infinit, asta dacă vrei să te joci gratis. Ai un abonament de 10 euro care îți dă anumite performanțe și ai un abonament de 20 de euro care îți dă cele mai înalte performanțe. Poți face asta cu Nvidia GeForce Now. Are o librărie de peste 2000 de jocuri și dacă tu ai Steam sau Epic Games, poți să-ți conectezi contul și să te joci jocurile pe care tu le ai deja. Foarte important să faci înainte un speed test de internet, pentru că dacă ai un internet bun o să ai o conexiune foarte bună la Nvidia GeForce Now și o să ai ping 0 sau mă rog un ping foarte mic și foarte multe frame-uri. Nvidia GeForce Now e un cloud gaming platform, adică te poți juca și în browser sau poți să instalezi aplicația lor. Țineți cont că nu vă puteți juca doar pe calculator, ci puteți să vă jucați pe Android, pe Safari, pe browser, pe Windows și chiar și pe Android TV. Așa că mă repet încă o dată, dacă vreți să aveți performanțe foarte bune pe calculatorul vostru, care poate e un cartof, încercați Nvidia GeForce Now și lăsați în comentarii ce părere aveți de acesta. Acum hai înapoi la dulciuri. Nitro. Picant, picant, picant. Păi dacă Andu, o guriță mică, a zis, l-am rugat frumos, bă, dă și mie, frate, niște dulciuri să fac un clip cu dulciuri. Bă, sunt vișinii. Da, frate, îți dau, mi-a dat numai picante. Nu, deci vă rog. Ia să mergeți la el în comentarii pe TikTok și să-l certați. Uitați-vă ce culoare are. Mamă, nu mai pot, mă moare, ești prost și... Deci dacă nu vă inspira moarte culoarea asta, nu știu ce vă inspira altceva. Bagă, frate. Bată. Și înainte să gustă asta picant iar, bun, vreau să vă anunț că la sub să se facă cutia influencerului și o să fie cutia mea, care o să aibă dulciuri, o să fac un TikTok și o să vă dați seama exact când o să am cutia respectivă. Băi, e bun, trăim. Dar prea mult picant. E chiar bun, nota 7. Ia ăsta. 6.
7. Lasă 7. Eu am zis mai devreme de Takis. Cât i-am dat mai devreme, că nu mai știu, 9 sau cât 8. I-am dat? 8. Ideea e că îi dau 8, pentru că, bă, e un gust bun, dar te face să mănânci în continuu, dar e picant! Și eu sunt fan picant, adică duc un KFC, dar nu duc frate asta, gen nu mănânc un cărări de challenge-uri, gen. Să vezi mâine ce ne batem noi cu WC-ul după astea. Păi cine și-a și mănâncă, nu și-a și le convine pe toate 1000. Nu mai pui mâna pe nimic, mâncăm de-astea. Bine, da, sour patch. Gemen Moments 2. Deci, ca să înțelegeți, sour patch sunt niște bomboane, jeleuri. Foarte populare în America și când le vedeam, când eram mic, mă uitam la vloggeri din ăștia americani, bă, mi se făcea o poftă și mă duceam și luam râme din alea cu sare acre. Să ți-o dai pe vibe-ul lor, da. Și sincer, ăștia cu cola, hai să mult vorbești, bă, băiatule. Dă-i cioc aici, dă-i. Nu să vă mințim, bă, mofti că nu mai e reacția autentică în totalitate, dar aia e. Sunt exact geleuri cu cola. Da, sunt, bine, dar n-avem geleuri cu cola sau în România. Avem doar geleuri cu cola. Cred. Ai o? Lasă așa, sper că ați înțeles voi că asta e prost, are mult IQ. Dar au alt gust, mod. Bă, au gust diferit de fiecare dată. Mi-e plac, sincer. Da, nu mult, 10. Bun, fiți atenți. O să vreau să gust ciocolata Mr. Beast pentru că am deschis-o aici. Bine că n-am mâncat-o pe toată ca hapsânii. Bă, bune că bine n-am mâncat nimic din tot ce am avut aici, tot ca hapsânii. Este cea Diz Nuts care, bă, mie sincer mi se pare cea mai bună. N-am gustat restul, dar gen îmi place foarte mult combinația de peanut butter cu ciocolată. Foarte mult. Bă, bă, sincer, ciocolata asta are gust de ciocolată ieftină, dar bună. Cât costă o ciocolată de asta, oare? 20 de lei. Mamă. Eu nu știu prețul la nimic pentru că toate dulcele astea mi le-a dat Andu, mersi mult. Eu știu că ai vrut să-mi faci un bine, frate, dar mi-ai făcut rău cu toate astea, că mi-ai dat doar picante! Și o să te țin minte. Bă, e bună. O să-i dau nota 7, mie îmi place, sincer. Eu îi dau nota 3. Vrei să încercăm ceva mai ăștia? Flaming Hot Cheetos? Da, te rog. Ăștia? Sunt bun rău. Vă dați seama, pungele pe care le vedeți deja deschise le-am gustat, frate. Și nu o să vă minți. Ai. Nu o să facem reacții din astea cu mamă ce tare aici așa, pentru că deja le-am avut. Dar e un picant bun ăsta. Adică da, noi avem Cheetos în România, dar nu avem Cheetos cu aroma asta. 10. E un picant delicios, gen, dar nu știu gustos ce așa. Din ăștia. Nu știu de ăștia, de ce de nu? Tot. Sunt cei mai buni și din toată lumea, gen. Sunt aia roșii. Da. Pe care știe toată lumea, ăștia sunt Cheetos. Da. Da. Când zici Cheetos la ăștia, te gândești, o să mai iau și eu unul. Ce-l punem deoparte. Bun. Deci noi ne-am gustat... Mai avem Pop Tarts pe care le-am gustat și ăștia. Și în rest gata, bă, vedeți că ăștia i-am deschis, dar nu i-am gustat. Ah, dar chiar ăștia n-am apucat să-i gustăm. Da, gata. Avem înapoi reacția autentică. Bine, Pop Tarts. Da, aia. Hai să luăm Pop Tarts ca după aia să fie înapoi gen necunoscut. Da, bă, da, mi-era o poftă. Bagă. Bă, ce nu te-am dat la Flaming Hot aia? Bun. Nu pui asta pe frif. Nu pui. Nu pui când a picat. Ba, da. Mama, am mâncat toată punga de Pop Tarts noi. Sunt bune rău. Bă, chiar sunt bune rău, 10, frate. Sunt cele cu... Cum le cheamă în România? Cinnamon. Cu scorțișoară. Mamă, bă, dar îmi curge nasul, vede că am mâncat numai picant. Zimie. Foarte bun. Ce faci, măi, ultima gură? Cred că ne batem pe ultima picătură. Nu la ultima, gen... Mai lasă un pic acolo, să fie amintire. Trebuie să ne batem pe așa dată. Bă, ai curaj, bă, să te arunci aici? Pe masă? Nu, du-te arată la cameră ce culoare, să știa că no, așa ne-am dat seama noi că s-a oprit camera după ce am dat. Deci dacă ăstea nu sunt din Star Trek, din Star Wars, nu știu ce... Mamă, gata, hai să vedem. Dă-i, frate. Auto-l mâncați, ai zis că ai scos. Mamă, sabia laser, ești prost, sabie Jedi. Bă, dar nu mor de la așa ceva? Da, mă, nu știu, gen, sunt albaștri pe bune. E... Nu știu, zici că e lănțic, dacă îl pui aici și mai pui ceva... Da, să-l ține pe bune, că e cristal. Deci fii atent, ca să te avertizezi înainte, deci toate tachisurile arumai doar în praful ăsta. Restul tortilei aia are același gust. Da, e adică, tortilea, e pâine, gen. Astea poți să le lingi. Nu, vreau să mănânc. Ok. Au gustul, dar rău. Mi-e-mi place. Bă, bine, eu nu l-am băgat pe limbă, l-am băgat pe după limbă, gen. A, tu l-ai băgat până în gât, direct. Vezi că e albastru pe mână, să nu dai.
E picant. E bun, nota 7. Bă, nu vezi că eu dau mai mult. Bă, eu aș putea să mănânc o pungă de asta, gen. Asta vreau să zic acum. Vezi că eu am încercat să mănânc o pungă, dar asta 2 săptămâni m-am chinuit la ea. 2 săptămâni? Bă, bune, mă jur pe ce vrei tu că 2 săptămâni m-am chinuit la ea. Dacă știți din copilăria voastră și dacă sunteți mai mari, erau niște acadele pe care le băgai în gură, le udai, gen, le băgai în pungă și după aia băgai în gură. Ori erau sour, gen sosul ăla de acolo, nu sos, praful, ori din alea despogneau în gură. Ei bine, asta e cu ceva picant și nu o să o gust pe vlogul ăsta, o să o gust pe Instagram sau pe TikTok, așa că mergeți și dați-mi și mie un follow acolo. Pentru că la asta, gen, trebuie să sugem amândoi și e cam prost pe vlog, așa. Așa că, momentan nu punem deoparte. Eu mănânc doar praf. Fii atent, mai avem Takis, dăștea picanți iarăși, mai avem cei mai picanți pufuleți din lume, mai avem sour, ce e asta? Toxic Waste. Toxic Waste Red Sour Candy. Adică asta e cea mai acră bomboană din lume. Ok, mai avem și Sour Patch, care se laudă și ele că sunt sour. Bean Boozled, care dacă vă aduceți aminte mai de mult, era challenge-ul ăla, frate, cu el. Mai avem un castravete din ăsta Extreme Sour. Și Prime-ul. Și Prime-ul. Ia zi, bă, Davide, ce vrei să guști acum? Ăstea mi se par, nu știu, arată ceva... Sour Patch. Arată ceva. Da, nu arată, bă, ăsta dacă mi-l pui așa pe masă și nu-mi dai să citești ce, eu cred că e joc de masă. Și eu la fel. De la gen Activity. Activity, jocul nostru preferat. De fiecare dată când ne jucăm Activity ne... Să știți că nu eu sunt cel mai prost la jocul ăla. Box L, Box L. Ia. Ia vezi, bă, ce packaging au americanii ăștia. Eu vreau doar la voastră. Nu-mi de la punga lor de chipsuri, dar... Noroc. Nu, de cereale voiam să zic, dar... Cine, cine are cereale? Nu, mă, nu. În general, în America, n-ai văzut că sunt în cutie de aia, de cutie, gen cum era asta. Bă, sunt un pic... Sunt un pic amar. Sunt agri, dar e o combinație gen bună între acru și dulce. Da, un pic cam acri. Mi-mi plac. Wow. Bă, dar vezi ce moi sunt? Da! Ia mai dăm unul. Eu îl voiam pe la roz, mor dacă nu-l voiam pe la roz. Bă, dar-s bun. E bun, da. Nota 6. Fii atent, vrei să ne mai dăm cu ceva sour? Wow. Adică? Ia vezi Toxic Waste-ul ăla, ia-l în mână până bărbunea. Hai bă, du-te bă, dar vrei să mă omori. Hai mă, să vedem ce gustare. Ce se poate întâmpla? Vezi că ți se blochează maxilarul la cât de... La cât de acru e? Fii atent cum arată. Ia. E cu negru. Bă, what the fuck? E cu negru. Eu prima dată când am văzut asta, credeam că e slime când mi-a dat-o Andu. Da, chiar arată. Bă, dar uite, vezi că bă, tu vezi, tare rău, ce tot, gen tu-ți dai seama să te duci pe raft în America să iei, o, da, ha, ia uite, ha, iau și un container din ăsta de arată slime, dar are bomboane în el. Foarte acre. Ia mă, hai să facem piatră în tine, parfecă care bagă primul. Hai. Hai. 1, 2, 3 și. Mereu dai piatră, prostule. Bă, știu, că stare ca piatra. Hai, bagă. Hai. Dar vezi, nu fake-ui, gen, dă o reacție pe bune. Că dacă fake-uiești, prostule. Și nu e așa cum ai zis tu. Și o bag eu în guriță și apuc. Că fui, mă, el fac mai mult, nu e nebun, și apuc am acrilar aici. Bag-o și mergi. Minți, se mor tu. Minți, mă, ce n-are cum. Prostule. Că ne-am gămiți pe bune, că ne-am gămiți. E tău, stai, tău, wow! Bă, ești mai rău! Mă blocat, ești prost? Bă, nu mai pot mai mișc, ești prost? Am apă gura. Bă, eu dacă... Bă, ce-s astea? Eu dacă mă mișc cu orice asta mor. Ți-a dat lacrimile. Și mie. Fără stingement de famă. Uite, una mare, am iacră. Bă! Bă, doar aici. Wow. E bun. Bă, vezi că... Bă, să nu tragi în gât. Gata, e dulce. Gata, e dulce. Bă, aia mai prins cu o parte din aia. Da, 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 și era și mă rău. Da, ceea ce, mă, spargem în gură cu riscul că poate e de asta, gen, de facem așa, gen, sour, round-ul sau? Bă, care gust de ce de fructe de pădure, gen? Vezi că și înăuntru. Aoleu! Mi-am dat seama. Dar la cealaltă n-am simțit. N-am zis.
Bă, eu n-am curaj, mă, să mă bag la pufurile ăștia. Nu acum. Nu acum. Ăștia la final cu ăsta. Da. Am început cu Prime Glowberry, terminăm cu Prime Arsenal. Fii atent, mai avem 3 chestii de gustat momentan. Ăștia. Takis. Takis. Ok, da. După aia castravete, de ăsta vrei să facem așa și după aia Bean Boozled. Jucăm la ruletă. Da. Nu, ăstea, după aia Bean Boozled și după aia castravetele. Mamă, deci dacă îmi pică de-aia cu vomă iară, cum mi-a picat acum câțiva ani. Păi vedem, frate. Vezi că mă fac să vomi, prostule. Păi nu te fac eu, ăla te face. Ia. Bă, vezi că ăștia sunt portocalii. Uite, asta e culoarea de la ei, ăștia sunt cu aroma Fuego. Cred că sunt ca cealaltă, doar că nu sunt picați. Bă, vezi că ăștia arată bine. Da, zici că sunt arată bine, gen. Zici că sunt Doritos cu cașcaval. Bine, nu mai arată bine. Așa nu cred că sunt cu cașcaval. Sunt cu lime, cu ardei picant, aparent. Chili lime și fried corn. Bun. Bă, nu prea mai arată. Baftă, frate. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, abonați-vă și nu uitați că la 50.000 de abonați vă dau vouă mașina. Bă, dar ce culoare e asta? Care a fost stricată. Dau repar. Portocaliu, prostule. Nu-l duce capul, bă, băieți. Vezi că ți-a zburău. Bă, bune, așa el e leger. Nu vorbi. Că și la pufuleții am zis eu la fel și după aia m-a luat de una. Da, dar dacă mai mănânci doi, mori. Bă, sunt bun. Nu-s ca restul. Dacă, bă, n-am mâncat niciodată Takis și nu știam care e picant și care nu. Trebuie să începem cu ăsta, ăsta pupune e cel mai puțin picant. Mi-e frică rău de tot de pufuleția. Fii atent, mai avem castraveții ăștia picanți, Prime și Bean Boozled. Hai să luăm Bean Boozled și să ne jucăm. Vrei să ne jucăm Bean Boozled? Da. Bun, hai să îl pun așa, băieți, îmi pare rău, nu o să vedeți foarte bine. Ah, de fapt, fii atent, dă-te la roată pentru amândoi și scot eu bomboanele. Ah, deci dar n-ai arată ruleta, nu știu dacă se vede ceva. Ok. Bă, ușor. Da, nu mă, le scapă jos. Nu le scapă. Vezi că e albastră, poate să aibă gust de toothpaste sau de toothpaste sau blueberry. Mamă, ce urât miroase, să mor dacă nu mi-l astea caca de câine. Jur să mor dacă te mint. Mamă, mi-a dat. Bă, dar vezi că-s nasoale rău. Cred că nu e niciuna bună, cred că le-am nimerit pe toate proaste. Ești prost? Ia. Nu, trebuie să fii bun. Fii atent, hai să dăm la roată. Mie îmi pică. Mamă, dead fish. Birthday cake sau dirty dishwasher. Oh, ah, asta. Uite, asta e. Bun, fiți atenți, mie mi-a picat bomboana asta semi-transparentă cu două fete roșii pe aia, care poate să fie tort sau dirty dishwasher, gen apă din aia murdară. Și mie mi-a picat toasted marshmallow sau stink bug. Și care e? Cred că... asta. Aia e. Băi, aceeași? Nu, a mea e cu roz. Mi-a miroasea prost rău de tot miroasea mea. Nu e birthday cake asta niciodată, e dirty dishwasher! Nu vreau să o mănânc! Ai o găleată? Nu, nu scuipa nevoie. Oh, păi o înghit așa. Cam o pastilă. Ia, bag-o și spate în dinți un pic. Hai. Ai luat bine? Chiar să simt de gustul, ești prost. Ce-am luat, ești nebun? Am luat toasted marshmallow, dă-te! Nici nu știu, nu înțeleg. E bun, e bun, e bun. I-am luat apă de-aia. Am mai luat mâna, că e amuzant. Da, hai. Dai piatră din fără fetă. Și dai tu mâna. Nu. Ba da, hai, ia de. Eu, stai. Ce ți-a picat? Tot de aia, nu, schimbă. E mai mult pasta roșie. Nu era pe... Dead fish sau strawberry. Asta. Nu, asta. Care e, mă? Asta e, ia. Mamă, e cu mort. Da, bă, cu pește mort. Și mie mi-a picat Old Band-Aid sau Promena Grade? Păi și care d**cu e? Bă, vezi că asta e a ta, prostule, nu? Ți-am dat greșit, cred. Uite, asta e a ta. Urâ, miroase. Asta e a ta. Bă, du-te, bă, de aici, bă, că pe mine mă mori. Uite, asta e a mea. Iar am luat prost, mă, să mor dacă nu e proastă. Hai, bag-o. Eu nu mănânc așa ceva. Bă, adică, patule. Am văzut cu pește mort. Bă, stau. Lasă-mă, te-am să scuip. Ce, e pește mort? N-a schimbat, mănâncă! Eu am luat cu bandaj de la vechi. Bă, prostule, nu mănânc pește mort. Ești roșu. Eu am luat bandaj de la vechi, prost rău de tot. Nu mai vreau, gata, ho. Arată gura. Cum e limba aia? Bă, de ce n-avem limba albastră? Păi trebuie să mai mâncăm, bă, prostule, că am mâncat unul, ești prost? Fii atent! Hai să ne dăm cu castravetele să spălăm un pic gustul ăsta, că ăsta e murat, e așa, hai să-l îmbibăm un pic în tot sosul ăsta. Acesta este cel mai
Sour, cel mai acru castravete. Ia hai să-l vedem. M-a luat rău, ești prost. Ia mă, hai să vedem ce gustare e cel mai acru castravete din lume. Dăm că mă doare capul. Ai lăsat o bale, păi. Cred că-i face mai acri, mama e. N-are gust. Bă, gustare. Dar nu e așa acru. Nu e așa acru. Dar nu e așa acru. Gine, castravete murat și atât. Păi, sunt în cap, cred că da. Zic că e castravete acru și atât. Ne-am luat vârful care nu stă mult în ăla. Dacă da. Îl întorc invers, 100%, că așa era și la stahat. Că vârful nu pișca mult, dar ăla care stă în zeamă. Dar nici că mi-e frică rău de ăștia. Mă, da, dar cât scopil de are? Câte like-uri ca să luăm One Chip Challenge, amândoi? Câte like-uri? Da. 10.000 de like-uri. 10.000 de like-uri. La 10.000 de like-uri facem One Chip Challenge. Hai mă, să ne facem curaj și la pufuleții ăștia. Fiți atenți, ăștia sunt cei mai picanți pufuleți din lume. Miroase un pic amarte. Cu Carolina Reaper ăsta care are, nu știu, câteva milioane de unități Covid sau de-asta, gen, nu știu exact cum se calculează. Mi s-au muiat dinții. Stai. Nu știu la mine ce s-a întâmplat, sincer. Bă, nu vreau, mă, nu vreau. Vezi să nu dai pe ochi, pe nas, pe nimic. Hai, te pup. Măi, dă capul meu, te-a dând gât, ești prost. Mamă, mă, simt ca dragonul. Aș vrea să vine să faci că mâine. Sincer. Ia mă, dă că mai au unul. Mi s-a mai picant să-i lați. Pentru clip încă unul. Bă, anume zic că am una dintre cele mai gen picante puși de pufuleți din lume. Cred că ăștia erau de fapt, nu ăștia, ăștia sunt... Mai aștept un pic? Ia să-mi dau și unul. Nu. Ăștia sunt de fapt cei mai picanți pufuleți. Ia mai unul, ai curaj? Dacă știți challenge-ul ăla cu Spicy Noodle Challenge, ăștia sunt, frate, ăștia sunt cei mai picanți pufuleți din lume. Nu cred. Bagă, ba da, ăștia sunt. Dar vezi că acum încep să-i simt și pe ăștia. Cred că aftertaste-ul e de fapt de Carolina Reaper aici. Vezi că vine după câteva minute la ăla. Și la ardei. Bă, dar vezi că mai ia cu amețeală, ești prost? Și pe mine, mă doare capul aici, în spate. Nu mai. Dar de ce am mai mâncat și de-asta? De proști, nu știu. Ia dă-mă ăștia. Ia vezi cum miroase asta, bă. Tu l-ai deschis, mă? Haplea. Vreau să-mi dau cu el, că nu mai poate. Acuți în piar. Miroase bine. Îți dai seama să te duci în America să vezi oamenii că mănâncă de-astea ca pe semințe? Bă, dă-te, ce bun e asta. Bă, du-te, bă! Bă, e bun și ăsta cu Arsenal, rău. Dar nu știu ce Arsenal, ce Arsenal? Echipă de fotbal. Bă, e picant rău, bă, pufuleția aia. Bun, fiți atenți, gata, închidem clipul aici. Că vreau lapte. Rău de tot, abonați-vă, apăsați butonul de like. Mă arde limba, rău de tot. La 10.000 de like-uri, One Chip Challenge. 10.000 de like-uri? Mai bagă unul repede. Nu, pleacă de aici. Îl bag eu! V-am pupat. Pa.